Vacanța este cea mai așteptată perioadă din an, atunci când doriți să vă relaxați departe de casă și să uitați de grijile zilnice. Perioada vacanțelor și a concediilor este preferată și de hoții de locuințe, care acționează cel mai des când știu că proprietarii sunt plecați de acasă timp de mai multe zile, astfel că șansele ca aceștia să fie prinși în flagrant sunt mult mai scăzute. Pentru a nu fi nevoit să vă întrerupeți vacanța din cauza unor astfel de surprize neplăcute, polițiștii hunedoreni vin cu câteva recomandări. Recomandăm tuturor proprietarilor de imobile ca în momentul în care se deplasează în vacanțe să lase o persoană de încredere sau un vecin să le supravegheze locuința și de asemenea să le colecteze în mod frecvent corespondența. O altă recomandare ar fi ca cei plecați în vacanțe să nu posteze pe rețelele de socializare locurile în care se află și de asemenea să nu lase în locuințe bunuri de valoare sau alte sume de bani importante. Dintre acestea, cea mai mare greșeală pe care o puteți face este să postați pe site-urile de socializare destinația de vacanță și perioada în care lipsiți de acasă. Se pare că hoții urmăresc cu foarte mare atenție aceste site-uri precum Facebook sau Twitter, pentru a obține informații prețioase, spun polițiștii, despre viitoarele victime. Un alt mod de a vă proteja casa este să lași pornit un radio, pentru că astfel de zgomote îi țin la distanță pe hoții de locuințe.